din preluare să-l depășească pe Haralambus. Prelungirea lui Lucian Simortean pentru Sabrin Zburla, foarte bună, însă apariția lui Ionuț Larie, un jucător care se simte bine cu siguranță pe acest stadion, pentru că a evoluat pentru ator în partida cu Steaua, greșește pasa dintr-o atingere Haralambus, pressing-ul vasluienilor foarte avansat și foarte agresiv. Larie trimite o diagonală imprecisă, respinge apoi cu capul Haralambus, a fost o pasă pentru o bară cu un șut de la distanță în meciul cu Steaua și o execuție bună în partida tur de la Piatra Neamț cu Inter. A încercat să șteargă această minge cu capul Sabrin Zburlea, Mihai Onicaș pentru Larie din prima, a vrut să-i paseze în stânga lui Aurelian Chițu, un cartonaș galben după ce l-a incomodat pe Dani Coman. Pasă la portar, cu latul pentru Zburlea. Să vedem dacă ține mingea în teren fostul rapidist. Da, însă pierde posesia. Lazar sub presiune, ce frumos se descurcă. Celeban pentru Sabrin Zburlea. Până acum evoluează destul de severă, 0-3 cu CFR Cluj. Nicolae nu atinge mingea, stă bine pe picioare Larie, trimite direct în out. Cam așa ar trebui să procedeze în fundaș atunci când este FC Vaslui la aceste momente statice ale jocului. Vaslui a marcat până acum 3 goluri din faze fixe, dar a primit 4. Dică a fost o cădere a lui Alibec, cu el a încercat un doiul Nicolae Dică, Onicaș, pasă Lucian Sârmortean, primește sprijinul lui Haralambus, Sârmortean pe poziție viitoare la Zburlea. A dat drumul la alunecare Sabrin Zburlea, ieșise și Vudcă la blocaj. Impresia este că Iancu a avut evoluții mai bune atunci când a jucat în centru și nu în bandă. Acum îl vedem undeva în dreapta, spuneam în acea linie de 3 cu Alibec în centru și Chițu în stânga. Sârmortean, Tucura, Uzman în 2, Lucian Sârmortean avansează ușor-ușor fotbaliștii Vasluiului. Cade pe minge Zburlea, comite Henț, era sigur că se va dicta lovitură liberă pentru formația sa. A fost invers. Iancu își depășește din gleznă adversarii, respinge Larie, recuperarea lui Tucura, fotbalist de 1,87 m, încă o minge pe sus, balonul depășește acum suprafața de pedeapsă a Vaslui și este fault. Repune Celeban, nu reușește devierea cu capul Marius Nicolae, destul de nervos. Îl văd acum ieșind la încălzire pe puștiul Nicușor Stanciu. Din ce în ce mai multe oferte din străinătate, se pare, pentru acest jucățu. Insistă și Alibec, Varela, frumoasă această atingere de balon din partea lui Antal, Zburlea, aleargă Liviu Antal, un duel umăr la umăr cu Turcu. Denis Alibec ajunge în banda stângă, Alibec caută interiorul terenului, parcă a ținut prea mult de minge. A intervenit apoi Varela, cade Sabrin Zburlea și se dictează lovitură liberă pentru echipa lui Marius, spuneam și în prima repriză. Dani Coman. A respins Larie. Spuneam că s-a strâns destul de multă lume la stadion, în jur de 4.000 de spectatori în acest moment. Probabil un motiv de bucurie pentru Gică Hagi și oamenii săi. Spuneam până acum media de spectatori a viitorului la partidele de pe teren propriu era de 300. Leacă Denis Alibec, îl ține pe cordă și faultul în atac. Larie, atacat din spate de Sabrin Zburlea,
ar fi trebuit să-i strige cineva lui Larry sau s-a prins Burlea. La un moment dat era monitorizat de Ajax Amsterdam. Iată o combinație între Burlea și Sân Mortean. Larry, recuperarea îi aparține lui Usman în doi, centrează senegalez al lui Mihai Unicaș. Burlea, Stanciu îl blochează, Ionuț Larry, același Larry. Chițu se pune bine între adversari, 1-1 cu Mladen. Sân Mortean trece, Fenta lui Lucian. Sân Mortean, trei adversari în față, centrează pentru Tucura. În general, niciun alt tânăr marca un gol splendid. Buhuș centrează, Nicușor Stanciu a respins chiar nu, am crezut că e Alibec, a fost Ionuț Larie. Larie acum cu latul. O presiune constantă exercitată de fece dreapta. Celeban a evoluat la Slask Vroslav, dar și la Corona Kilce. Acest Celeban, Varela, Haralambus și Cordoș. Dani Coman și undeva la 30 de metri de propria poartă. Balon respins. Poate că un pic prea devreme a făcut pasul. Dacă din marginea terenului, puține soluții pentru Liviu Antal. Celeban, foarte bine a sărit Ionuț Larie. Chițu, din nou recuperează Vasluienii. Bun ritmul, Tucura, minge săltată, care l-a căutat pe Antal. Îi se va intensifica odată cu trecerea minutelor. Are o forță ofensivă demnă de luat în considerare formația. Eu ocupă poziția lui Liviu Antal, Varga, acolo în banda dreaptă. Chițu, talonat de cele. Doilea aerian între Zburlea și Larie. Iată-l pe Vaștea, munca cipriotul. Prelungește bine Zburlea. Mingea ajunsese acolo în interiorul careului la Tucura. A părut și el. Zburlea. Micușor sta. Caue. S-ar putea să iasă Tucura. Ar fi o schimbare post pe post. Respinge în out Larie. Are câștig de cauză mijlocașul Vasulului, Sân Mortean. Nicolae sprintează, ia fața Larie. Da. E Vlad Rusu. În general este un fotbalist preocupat să joace din prima, să iuțească Vlad Rusu. Veți vedea acest lucru. Nu are multe atingeri letale italienii. După astfel de momente centrează Varga la colțul lung. O încercare de foarfecă a lui Marius Nicolae. Mingea nu a ieșit. Varga, Doș, Onicaș, Varela. Nicolae are un adversar pe măsură în persoana lui Larie. Lasă mingea bine. Zburlea pentru Marius. Să vedem dacă va fi o centrare de calitate din partea lui Varga. Destul de bună minge, reluată în poartă, gol! Gol, Vasluiul Celeban restabilește. Indică schema, ridicând brațul drept, minge în 6 metri. A fost o reluare a lui Caue, au de poartă. Varela a plecat, s-a prins Burlea. Nu a greșit Ionuț Larie. O eroare în acea poziție putea fi fece Vaslui. Trimite lung Dani Coman pentru Zburlea. Respinge de lângă el Larie. Multe dueluri aeriene a câștigat Ionuț Ru. Liber în stânga Haralambus. Vine în fața lui Mladen. Centrează din nou Larie cu capul. Stanciu, poziție de șut. Stanciu, mingea este blocată de